Bună ziua, dragii mei telespectatori, bine ne-am reîntâlnit. Mă numesc Pantele Laura și vă voi spune și părerea mea despre emisiunea Survivor, în special Faimoșii, ce s-a întâmplat în echipa Faimoșilor. La rugămintea telespectatorilor, puterea dragostei, care urmăresc și această emisiune. De asta am și ieșit să spun exact și părerea mea, să o audă cei care mă urmăresc. Din punctul meu de vedere, dragii mei telespectatori Survivor, în această echipă Faimoșii, Zani este primul vinovat și, după părerea mea, chiar dacă nu o să fiu pe placul tuturor, eu sunt foarte sinceră și îmi expun părerea așa cum o văd. Dacă sunteți de acord cu mine, vă rog frumos să lăsați comentarii și un like. Deci, Zani a început sămânța de scandal, el vrea, se vede destul de clar, calcă pe cadavre, a și recunoscut aseară în Consiliu că el este foarte chitit să câștige și nu mai ține cont de bune maniere, de simț, de respect, în primul rând, din câte știu eu, e cel mai mic. Al doilea mi se pare Moroșanu, părerea mea, și am să vă spun și de ce, e un momentul când spun și acuz pe cineva și argumentez. Dacă vă aduceți aminte, când Culiță l-a apostrofat pe Jador în Consiliu, spunându-i că e foarte rău, că vorbește urât cu fetele, că înjură, că nu toată lumea l-agrează, am spus și eu, am mai făcut un vlog și am spus, da, e cam greu de digerat Jador, dar până îl cunoști, în momentul când îl cunoști, deja îți dai seama că este foarte sufletist, că face decât în glumă tot ceea ce face și, ca drept exemplu, tot ce v-am spus eu, adversarii, războinicii, chiar sunt foarte amuzați când Jador glumește cu ei când câștigă. Și revin la Moroșanu, în momentul acela când Culiță l-a apostrofat pe Jador, aduceți-vă aminte că Culiță a spus că Moroșanu a fost de acord cu el, făcându-i ok, că bine a făcut. Dar Culiță a început să vorbească când Moroșanu îi dădea de înțeles că Jador strică echipa și că aduce un vibe mai puțin ok în acea echipă. Și atunci Culiță n-a mai ținut cont că și el este pervers în felul lui și vrea să câștige, și l-au denigrat, văzând că nu mai este votat de public, că în perioada aia ieșise Zani plăcut de public, atunci Culiță a atacat par și vește și urât din punctul meu de vedere. Dacă era cu adevărat frate, cum am și spus, Culiță nu trebuia să facă așa. Dacă era Iancu, indiferent ce ar fi făcut, nu spunea în Consiliu când mai urmau 10 minute să fie votat spre eliminare. Deci niciodată Culiță nu. Și spune că este frate cu Jador. Nu. De aici ne-ai demonstrat, Culiță, că ești pervers. Ce-am mai văzut la Culiță? Că acum spunea ieri că a început să mănânce și fără Jador. De aici iar ne demonstrează că e parșiv. Ce-am mai văzut când Jador, vă aduceți aminte, a făcut un traseu și era foarte bolnav și a căzut, după ce a câștigat, a căzut jos de epuizare. Culiță n-a fost lângă el. Deci încă o dată ne demonstrează acest Culiță că e foarte, foarte pervers și că nu i-a spus frățește. Nu. A lucrat parșivește. Iar Moroșanu, acum, văzând că Jador este iar susținut de public și că iar a ieșit cel mai votat, a schimbat macazul. Văzând că toată echipa dă în Jador, a schimbat macazul, dar gândul lui că Jador este plăcut de public și nu au cum să-l elimine de moment pe Jador, fiind plăcut de public, și s-a retras spre Jador. Nu este corect, din punctul meu de vedere, Moroșanu nu este asumat. Sebi l-a acuzat și a spus, Moroșanu nu ești asumat. E cu fofârlica, umblă în două bărci și asta nu este ok. Zani. Zani, din punctul meu de vedere, este un copil foarte, foarte rău. El acum, pentru că
simte, dacă vă aduceți aminte, Georgiana a spus, Zani dă în cei mai buni, în Jador și în Elena. Exact asta am văzut, Georgiana a avut dreptate când a spus, văzând că Jador a dat și în Jador, a luat-o pe Elena. De ce? Elena se pare că este mult mai bună decât Ana, care am înțeles că este iubita lui Zani. El vrea să o denigreze și să o facă cu capul pe Elena, ca să rămână iubita lui Ana. Foarte urât, Ana, ce-ai făcut, dar voi ajunge și la tine. Zani, din punctul meu de vedere, ne demonstrează că nu a fost crescut de o femeie, este un misogin înnăscut, el are o ură pe femei și nu înțeleg cum se va comporta când va avea o fică. De soție îmi imaginez cum o să facă. Și cred că în momentul ăsta lui Velea îi pare rău că l-a ajutat. Că ne arată acest Zani ce caracter infect are și cât de urât se poate comporta cu o femeie. Și când vrea să câștige, ce face? Apropo, Velea, dacă mă vei auzi, mare atenție că-ți crești un șarpe la sân. Acest Zani este răutatea întruchipată și când îți va fi lumea mai ușoară, atunci va apărea Zani și îți va băga cuțitul pe la spate. Se vede prin privirea lui, se vede prin atitudinea lui că este șarpe. Este foarte, foarte pervers. De asta cred că și Dumnezeu i-a dat viața care i-a dat-o. Să mă ierte Dumnezeu dacă vorbesc cu păcat, dar lăsați-mă să nu accept astfel de persoane să stea în jurul nostru când sunt hiene. Foarte, foarte urât. Dați-vă și cu părerea dumneavoastră ce părere vă face, ce părere aveți despre Zani. Eu pe Zani prima dată l-am plăcut și ascultându-i povestea vieții lui, am spus, bine ar fi să câștige. Acum nu. Nu sunt de acord sub nicio formă, pentru că nu merită să stea în societate cu oameni civilizați, ținând cont că este mai mic, n-a ținut cont că e o femeie, n-a ținut cont că are o vârstă și că el este cel mai mic și nu are bun simț și respect. Dacă ești în junglă, atunci ce trebuie să faci? Să omori ca să câștigi? De aici ne arăți ce caracter urât ai. Nu se face așa. Nu ești pe moarte și pe viață. Este decât un simplu joc. Nu trebuie să strici imaginea unei femei și să-i strici o potențială căsnicie. Așa că, Zani, pentru mine ești un zero. Ești un zero. Și faptul că ai spus că ea te-a făcut căminist, tu spunând prima dată că scoate căministul din tine, că tu vei scoate căministul din tine, ea ți-a dat replica la ceea ce ai spus tu. Și încă o dată ne-ai arătat că ești căminist. Tu acuzându-l pe Jador că vorbește urât. Tu te comporți. E altceva să spui pe gură la nervi, dar tu spui din suflet. Ești răutatea întruchipată. Tu, din punctul meu de vedere, ar trebui să mergi la reeducare. Tu nu ești un om care trebuie să stea în societate. Mă gândesc dacă aveai corpul lui Moroșan și puterea lui Moroșanu, Jador, ce-i fi făcut? Dați-vă și dumneavoastră cu părerea și lăsați în comentarii dacă vă place atitudinea acestui copil derbedeu. Scuzați-mă că spun, dar nu ne lasă impresia decât că e un mare derbedeu și că nu știe să se comporte în societate. Și calcă peste cadavre. Foarte urât, Zani. Sebi. Sebi, din punctul meu de vedere, tu pari un copil bun. Mai ales că ți-am auzit povestea cu fratele. Îmi pare rău de el. Dumnezeu să-l ajute să treacă cu bine de operație sau ce urmează să intervenție să facă. Nu mai știu exact. Tu te-ai înhăitat cu cine nu trebuia. Te-ai înhăitat cu Zani. Am văzut că ai început să iei și mișcările lui. Legănatul lui. Nu este ok să fii parșiv. În momentul când l-ai acuzat pe Moro, ai avut dreptate în felul tău. Dar nu ești corect. În momentul când ești corect cap-coadă, spui și de ăla care ți-e prieten că aici a greșit. Nu spui în fața camerelor. Dar se vede cu ochiul liber
că tu umbli cu fofârlica și te duci de colo-colo. Și nu este ok pentru tine. Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciun. Să-ți fie rușine, Sebi, îmi pare rău că ești foarte bun pe teren, dar degeaba ești bun pe teren dacă sufletul nu este curat și nu ești fair play cu tine. În primul rând, când jigniți pe cineva, vă jigniți pe voi. Asta este părerea mea, așa mi-am educat copiii. Deci urât, Sebi, nu mi-a plăcut sub nicio formă cum ai reacționat până în momentul de față în emisiune. Bine ar fi să vă dați cu reveneală și să conștientizați că jocul ăsta nu este o bătălie pe viață și pe moarte. Este decât un simplu joc și ar trebui să vă păstrați demnitatea de bărbați. Nu vă stricați imaginea. E foarte ușor să ajungi în vârf, dar cel mai greu este să rămâi acolo. Iar tu ce ai făcut cu Moro, urât, și mai ales Zani. Moro este campion. Și credeți-mă că mulți, ce urmează Zani? Să-l înjure pe Moro de familie? Să-l înjure de soție? Cât să reziști, cum am, cred că toți, majoritatea, când am văzut aseară ce a putut să facă Zani cu Elena, cred că toți reacționam. Așa că Zani, de asta și spun că n-ar mai trebui să stea în competiție. Chiar dacă este bun, așa ceva nu ne trebuie. Societatea nu are nevoie de astfel de caracter. Te duci în junglă, te duci și stai cu borfașii tăi, dar cu oameni cu bun simț și cu familia acasă, nu ai voie să te comporți așa. Și mai și spui că scoți căministul din tine. Da, l-ai scos, l-am văzut cu toții. Să-ți fie rușine, Zani, și tu, Sebi, că ai reușit să te lași înduplecat de caracterul ăsta Zani. Specimen. Din punctul meu de vedere, Zani este un specimen. Ce mai văd? Jador. Jador, dragii mei telespectatori, chiar dacă mi-este drag, de la Puterea Dragostei, am să vă spun, în momentul când va greși, îl voi taxa. Nici să nu vă gândiți că nu-l taxez. Dar încă o dată mi s-a demonstrat ceea ce am spus. Că el este foarte sufletist, fapt că cei din cealaltă echipă, războinicii, sunt foarte încântați de ceea ce face Jador și chiar ne aduce zâmbetul pe buze. Fiți sinceri cu dumneavoastră că în momentul când Jador glumește cu ei, și ei râd, dar și noi telespectatorii. Fapt ce a făcut și Sebi, a încercat, dar se vede, se simte când este din suflet și cu răutate o glumă. Și se simte când o faci din plăcere, Caterinca, la mișto. Se simte. Și atunci boxerul Andrei a luat atitudine referitor la Sebi și mi se pare perfect normal că ăla chiar nu era de Caterinca. Iar Jador, vedeți că face și le face mult mai rele, dar le face în glumă, se simte pe fața lui. Ați văzut că toți râd și mai ales Salin se îmbrățișează cu Jador. Și Jador l-a aruncat în apă. Ce trebuia să-i facă? Dar știe că așa se exteriorizează Jador. Este glumeț. Știți destul de bine ce făcea și la Puterea Dragostei, că nu se putea vorbi de el, că el venea și... Că ăsta-i felul lui. E foarte, foarte glumeț. Un astfel de om ne trebuie lângă noi ca să ne încarce de veselie, nu de ranchiună cum este Stazani. Imaginați-vă să stați cu Jador și cu Zani în casă. Pe cine ați vrea? Pe unul care vrea numai rău și e numai după furtișaguri și numai după rele? Sau pe unul care face doar garagață și face Caterinca de cu dimineața până seara? Eu una pe Jador l-aș accepta. Că mă umple de viață și de veselie. Ana. Din punctul meu de vedere, Ana, să-ți fie rușine că poți să accepti un bărbat lângă tine care umilește o femeie, cum a făcut și înjură, cum a înjurat Zani pe Elena. Tot ce face cu Elena, așteaptă-te să facă și cu tine. Un bărbat care jignește o femeie în halul ăsta, ăsta e bărbat care își va bate soția. Dar nu știu ce soție va sta cu el. Și din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău de tine că ești foarte bună pe teren, pe traseu, dar să stai cu un așa om înseamnă că și tu ai caracterul lui. Că eu una, credeți-mă, că n-aș vrea să vorbesc cu Zani.
văzându-i acum caracterul, să știți că de multe ori noi oamenii ne arătăm adevărata față în situații de criză. Că așa, dacă suntem liniștiți, putem să mascăm că suntem altfel. Dar în situațiile de criză, atunci ne arătăm adevărata educație, adevăratul bun simț și manierele care le avem. Iar Zani s-a dezbrăcat de caracter și ne-a arătat că nu are caracter. Și Ana vă că îl susține. Din punctul ăsta de vedere, să-ți fie rușine, Ana, că poți să stai lângă un bărbat care înjură o altă femeie și urât. Și urât. Și poate să-i strice o căsnicie, o potențială căsnicie. Urât. Așa că, dragii mei telespectatori, Survivor, asta este părerea mea despre Moro. Îmi pare rău, sper să nu fie așa, sper să-și fi dat seama să fi fost o greșeală la început și să nu fie pervers, că de fapt își fură căciula singur. Noi ca telespectatori vedem, chiar dacă nu vedem toată realitatea, ce se întâmplă acolo, dar turcii ne arată esența. Și de aici am înțeles că Moro a dat curs la ceea ce a făcut Zani, după care a dat în spate. Sper să-și fi dat seama, să mă înșel eu acum și Moro să fie cu adevărat în dreptate. Câștigați pe merit, nu parșivește, dacă vreți să vă meritați premiu cu cinste și onoare. Nu vagabonțește, nu golănește. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori. Ne vedem luni pentru cei care cu adevărat vreți să vorbim, telespectatorii Puterea Dragostei. Facem live 19:30 și vă aștept și pe dumneavoastră, telespectator Survivor. Și în momentul când ne vom strânge suficienți de mulți, vom face live-ul telespectatorilor Survivor. Numai dedicat Survivor-ul. De moment, luni acum, vom face de Puterea Dragostei și Survivor. Abonați-vă la canalul meu de YouTube, pentru că nici eu nu știu sigur când intru. Canalul meu de YouTube se numește Laura, părerea telespectatorilor Puterea Dragostei, și apăsați pe clopoțel să fiți notificați când intrăm noi telespectatorii pe live și discutăm și dezbatem ceea ce vedem în aceste două emisiuni. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura, vă doresc un weekend minunat, o sâmbătă superbă. La revedere!